Thank you.
sărut. Bună domnilor și domnișoarelor, bună seara domnilor! La o altitudine medie de 300 de metri, la intersecția paralelei 45, latitudinea nordică cu meridianul de 23 de grade, longitudine estică, la jumătatea distanței dintre ecuator și polul nord, în podișul Getic, acasă la Brâncuș, au venit elevele profesorilor Costică Buceschi și Cristian Cezar Preda să joace prezența europeană din toamnă. De la această oră vă invit alături de colegii mei care asigură transmisiunile în direct pe canalul YouTube Handball Club Dunărea Brăila, în sala sporturilor din Târgu Jiu la meciul CSM Târgu Jiu Handball Club Dunărea Brăila, meci contând pentru etapa 26-a, ultima a Ligii Naționale. Este ultima reprezentație a Dunării la balul Ligii Florilor, ediția 2022-2023. Spuneam ceva mai devreme că Dunărea joacă astăzi la Târgu Jiu prezența europeană din toamnă, dat fiind faptul că Dunărea ocupă la această oră locul al 5-lea în clasament cu 49 de puncte, locul al 4-lea SCM Gloria Buzău 52 de puncte. Gloria Buzău joacă de la aceeași oră acasă cu CSM București. În situația în care Dunărea câștigă la Târgu Jiu, iar Gloria pierde, așa cum ar arăta-o calculul hârtiei, Gloria Buzău pierde în propria sală în fața campioanei CSM București, Dunărea termină această ediție de campionat pe locul al 4-lea, la egalitate de puncte cu Gloria Buzău, atul fiind de partea brăilencelor, două victorii în meciurile directe. Start acum în CSM Târgu Jiu Handball Club Dunărea Brăila. Primul atac este al echipei gazdă. Cele două loturi, cuplul de arbitri și observatorul, i-ați putut cunoaște în urma protocolului care deschide fiecare meci de Liga Națională. Angela Cioca pentru Alexandra Gavrilă recuperează și primul gol în meci al echipei gazdă înscrie Alexandra Gavrilă. Maria Canaval, Maike Schmelzer, profesorul Costică Buceschi a ales să înceapă meciul de aici, de la Târgu Jiu, cu Quintino, Jessica în extrema dreaptă. Greșesc primul atac jucătoarele Dunării. În interdreapta, Mireia Gonzalez, pivot, Maike Schmelzer, interstânga, Maria Canaval, Franciele Gomes, Darocea. Acum pe fază defensivă intră Alexandra Severin. Gavrilă, Pușcaș, Chiricuță venit al doilea pivot, încearcă să arunce spre poarta apărată de Elena Șerban. Este faultată și un prim advertisment în meci. Maria Canaval, jucătoarea cu numărul 19 de la Dunărea, și aruncare de la 7 metri pentru gazde. Înscrie Angela Cioca. Din dreapta începe atacul, din stânga începe atacul Dunării cu Araujo, Canaval, Darocea la coordonare, Mireia Gonzalez în inter dreapta, Jessica Quintino extremă dreapta, în circulație și pivotul Maike Schmelzer. De reușit acum pasa spre Larisa Araujo. Dunărea ratează primele două atacuri, ratează două oportunități de a înscrie. Nu același lucru s-a întâmplat și cu echipa gazdă, care acum este în atac, ea înscriind în ambele acțiuni de atac de care a beneficiat în aceste prime 2 minute și 40 de secunde. Angela Cioca aruncă și în minutul 3 CSM Târgu Jiu Handball Club Dunărea Brăila 3-0. Darocea, Canaval,
González, La Rocha, Schmelzer, Quintino, Canaval încearcă o poziție de centrală pentru a arunca, reușește și Dunărea așează primul gol pe tabelă în minutul 4. A scris Interul stânga internațională din Belarus, Maria Canaval, Alexandra Gavrilă, Angela Cioca. Catarina Pavlovici combină cu Florența Ilie. Extrema dreaptă a echipei din Târgu Jiu vine în poziție de pivot. Cioca, Gavrilă singură, dar inspirată Elena Șerban respinge în afara terenului mingea aruncată de Alexandra Gavrilă. Ninel Costache este arbitru care a fluierat ceva mai devreme pentru aruncarea de la 9 metri a Dunării din București. Colegul de cuplu Adrian Vasile din Ploiești. González aruncă în stilul caracteristic. Minutul 5, CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila 3-2. Observator din Râmnicu Vâlcea, domnul Victor Zighicea. Alexandra Gavrilă, Catarina Pavlovici, Cioca, Gavrilă, Bianca Chiriță este pivotul echipei din Târgu Jiu. Pavlovici aruncă mult peste port. González apără Giucheva. Se dictează apărare în semicerc la Angela Cioca, arată foarte clar Adrian Vasile, arbitrul din Ploiești. Angela Cioca recunoaște infracțiunea, vine să execute de la 7 metri Cristina Lișevici, față în față cu Ecaterina Giucheva, internațională din Bulgaria, care a făcut un Final Four excelent la Cupa României. Vom reveni și asupra Final Four-ului Cupei României. Înscrie fără emoții Kiki Lincevici. Gavrilă, Cioca, Chiricuță. Din stânga începe poziționalul echipei din Târgu Jiu. Catarina Pavlovici simulează o pasă la Cioca. Mingea ajunge la Chiricuță, dar aceasta nu o poate învinge pe Elena Șerban. A forțat acolo Angela Cioca un fault în atac la Mireia González, inteligentă jucătoarea din Spania. A evitat acest lucru. 7 metri și un nou avertisment la Angela Cioca de această dată, după ce a fost atenționată la atacul precedent când s-a dictat aruncare de la 7 metri, prima meci pentru Dunărea. Pentru a doua infracțiune ea este avertizată de Adrian Vasile. Lișevici aruncă, Giucheva inspirată respinge. Rămâne 3-3 în CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila, acum când ne găsim în minutul 7. Coordonatorul echipei pregătite de Liviu Andrie și Alexandra Gavrilă arată colegilor de la 9 metri schema. Pavlovici pentru Cioca. Chiricuță de joacă acolo bine defensiva Dunării. Mingea iese în afară. Ninel Costache arată direcția și cine va relua jocul. Elena Șerban pentru Mireia González. Larisa Araujo, Maria Canaval, Franciele Gomes Darocea discută ceva cu Mireia González, cu siguranță legat de schema pe care și-o dorește pe această acțiune de atac a Dunării. Canaval, Darocea, Canaval, González se înalță în clasa laterală. Gavrilă, Pavlovici. Gavrilă ia pe control această acțiune, Catarina Pavlovici. Angela Cioca nu are soluții, blocat acolo bine de Alexandra Săvărin.
Bianca Chirițărea pentru Angela Cioca. Catarina Pavlovici nu recepționează pasa. Se agață acolo de Canaval Chiriță, fără rezultat. Vine Severin și duce Brăila pentru prima dată în avantaj pe tabelă în acest meci, minutul 9. CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila, 3-4. Cioca, Gavrilă, Chiricuță, încearcă acolo pentru Alexandra Gavrilă, venit al doilea pivot și avertisment al doilea apărat Dunării, Jessica Quintino. În debut de meci, Maria Canaval a fost și ea sancționată. De partea cealaltă, un galben văzut de Angela Cioca. Angela Cioca Pușcaș, acum pentru Bianca Chiriță. Angela Cioca aruncă Gavrilă, fără succes acolo, au închis bine Maike Schmelzer și Mireia Gonzalez. Alexandra Gavrilă greșește pasa. Larisa Araujo. Târgu Jiu Brăila, 3-5. Minutul 11 meci. Dunărea revine în meci ca evoluție și pe tabelă în ceea ce privește diferența de scori. Catarina Pavlovici țintește transversala. Recuperează Quintino. Au pasat între ele cele două extreme ale Dunării, componente ale Naționalei Braziliei, și Dunărea mărește distanța la 3 goluri față de partenera de întrecere, moment în care antrenorul echipei din Târgu Jiu, Liviu Andrieș, solicită time-out. Spuneam mai devreme că la Buzău, astăzi, Gloria joacă tot de la 17:30 cu CSM București, tot astăzi e SCM Râmnicu Vâlcea, Minaur, Baia Mare. Primele trei meciuri ale ultimei etape în Liga Florilor, ediția 2022-2023. Etapa se va închide duminică 28 mai cu Măgura Cisnădie, Gloria Bistrița Năsăud, Rapid București, Dacia Mioveni, Handball Club Zalău, CSM Galați. Dacă înainte aceste etape existau certitudine, CSM Slatina și CSM Galați mergă divizia, CSM București e campioana României, Rapid, ocupanta locului al doilea, este vicecampioana României, bronzul Ligii Naționale îi revine Gloriei Bistrița, acesta fiind podiumul ediției din acest an a Ligii Florilor. Bătălia se dă pentru locul al patrulea între Gloria Buzău, 52 de puncte înainte de etapă, și Handball Club Dunărea Brăila, 49 de puncte. Reamintesc că Dunărea are avantajul, în caz de egalitate în clasament, are avantajul celor două victorii obținute în meciurile directe, atât la Brăila cât și la Buzău. Recuperează Dunărea, Larisa Araujo, incomodată acolo de Catarina Pavlovici, nu controlează mingea și Dunărea revine cu călcâile pe semicerc în apărare. Avansat Quintino aproape de intercepție. Catarina Pavlovici, Angela Pușcaș face pași și atacul se întoarce pentru Dunărea acum.
Naval, Darucea, Canaval, Șmelțăr, González, Darucea, greșește pasă. Minutul 13, CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila, 3-6. Gavrilă, Pușcaș, Pavlovici, o nouă aruncare neinspirată. Recuperează Catarina Pavlovici. A încercat să urce atacul, dar niciuna dintre coechipiere nu a sprijinit-o, astfel că CSM Târgu Jiu revine la pozițional cu Alexandra Gavrilă și Angela Pușcaș, două jucătoare de creație la echipa antrenată de Liviu Andrieș. Se fluieră fault acolo asupra Alexandrei Gavrilă. Mingea nu fusese recepționată corespunzător, picior de către Angela Pușcaș. Gavrilă, Catarina Pavlovici și înscrie pivotul Bianca Chiriță. Minutul 14, consemnam golul al patrulea pentru CSM Târgu Jiu. Acum e CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila, 4-6. În tribună și o inimoasă galerie venită de la Brăila, care își susține favoritele. Gol purtând semnătura Mirei González, acum al 7-lea pentru Dunărea Brăila. Alexandra Gavrilă aici liniștește coechipierele. Jucătoarele și reau posturile în teren. Florența Ilie în extrema dreaptă, Catarina Pavlovici în dreapta, Bianca Chiriță pe semicerc între apărătoarele Dunării, este pivot la coordonare Alexandra Gavrilă, în interstânga Angela Pușca și Chiricuță. Vine din nou și surprinde defensiva Dunării și înscrie pentru echipa gazdă Mireia González. Reușește o acțiune personală care se încheie cu gol. Iese Angela Pușca și intră Sadine Climec, o jucătoare cu performanțe deosebite la vremea junioratului. Din păcate, lumea se aștepta să urce ca și performanțe și în zona senioarelor. Acest lucru nu s-a întâmplat. Cu siguranță jucătoarea știe cel mai bine. Ceva mai devreme ați urmărit o acțiune spectaculoasă, o aeriană încercată de echipa din Târgu Jiu. Acțiune rămasă fără efect pe tabela de scor. Faultat acolo Mireia González. Minutul 17, CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila, 5-8. În minutul 11 la Buzău, CSM arată că ia jocul în serios, conducea cu 5-3. Ai joc întrerupt pentru ștergerea suprafeței de joc. Sala în care se dispută meciul de astăzi a fost
renovată, lucrări începute în 2016, finalizată în februarie 2018. Lucrări care au fost închise pentru o sumă de aproximativ 2 milioane de euro. Acum înscrie Larisa Araujo, o sală cochetă cu suprafață de joc bună. Ea a fost inaugurată după renovare în același an 2018, în luna martie, cu prilejul organizării turneului Campionatului European de Box Under 22. Capacitatea sălii pentru statisticieni, 1223 de locuri. Acum a încercat Alexandra Gavrilă să mai aducă un gol pentru echipa sa, aruncarea nereușită. Severin Canaval, Severin. Proteste de pe bancă la adresa ultimei decizii, cu siguranță ceea ce au văzut arbitrii s-a întâmplat. Protestele au venit de pe banca echipei din Târgu Jiu, se solicita să răpași. Mireia Gonzalez o găsește foarte bine acolo cu o pasă inteligentă pe Michael Schmelzer și pivotul național în Germania nu iartă. Dunărea va da ce e mai bun în teren pentru a-și asigura victoria și cu siguranță toți suporterii alături de echipă așteaptă cu interes și rezultatul meciului de la Buzău. Faultată Larisa Araujo pe această încercare de contraatac a Dunării. Prezentă și galeria echipei din Târgu Jiu, duel sportiv între cele două grupuri de suporteri ai CSM-ului Târgu Jiu și ai Dunării Brăila. Fiecare grupare și încurajează în mod sportiv favoritele. Dar Rocea nu reușește să pătrundă, întoarce spre Chintino, dar aruncarea este mai puțin inspirată. Atentă Ecaterina Giucheva, a respins. Mingea peste poartă, acolo a aruncat Florența Ilie. Își ceartă elevele de pe margine antrenorul Liviu Andrieș. Tensiunea, efortul, greutatea performanței obținute de CSM Târgu Jiu la Final Four-ul Cupei României. Locul al doilea, o victorie muncită, spectaculoasă și meritată în fața Gloriei Bistrița. Dar Rocea, Severin. Elena Lasco a intrat în interdreapta, Severin aruncă, Giucheva atentă, blochează, nu reușește Severin să recupereze. Asta a doua, se repliază Dunărea, s-a ultat și vom asista și la prima eliminare din meci. Pentru tragerea pivotului Bianca Chiriță, Elena Lasco este trimisă pe bancă pentru 2 minute. Coordonare, Angela Pușca și Rinter stânga, Catarina Pavlovici în interdreapta, Climex caută o soluție, întâmpinată și blocată de Alexandra Severin. Climex, Pavlovici, Climex.
Atentă Elena Șerban, repriză foarte bună făcută de portarul Dunării. Evită golul. Iese din partea Elena Șerban pentru ca Dunărea să aibă o jucătoare în plus de fața de atac. Vă reamintesc că Elena Lasco a fost eliminată. Cere mingea pe semicerc Nicoleta Baloc, Quintino, La Rocea, Severin. Dunărea este în pasiv. Gonzalez se înalță și înscrie. Un gol binevenit. Dunărea inferioritate. Climec blocată de Nicoleta Baloc. Pavlovic, Climec, Pușcaș. Vom mai vedea o eliminare pentru piciorul întins în lateral și dezechilibrarea acelei Pușcaș. Mireia Gonzalez este și ea suspendată pentru 2 minute. Mireia nu este de acord cu decizia arbitrilor, dar decizia rămâne. Dunărea cu 2 jucătoare mai puțin în teren, dar cu 6 goluri distanță față de adversar pe tabelă, se apără. Și atunci când suntem mai puțin pe teren, pusul vine de la Elena Șerban, portarul cu sezon 2022-2023 foarte bun, un sezon care se leagă și de precedentele în care Elena Șerban a fost lacătul care a închis poarta Dunării în multe jocuri importante. Acum Dunărea mai înscrie o dată, își recuperează o jucătoare de pe bancă. A intrat pentru faza defensivă Corina Lupei. Pușcaș, Pavlovic, Pușcaș. Avansat, arțăgoasă, agresivă, dar în limitele sportivității Nicoleta Baloc. Angela Pușcaș, Catarina Pavlovic, Sabine Climec, mingea circulă între cele 3 jucătoare de la 9 metri ale echipei din Târgu Jiu. S-a urtat acolo Catarina Pavlovic, se dictează 9 metri. Pasiv în pasiv, acum CSM Târgu Jiu și Sabine Climec ne amintește cu această aruncare de jucătoarea despre care povesteam ceva mai devreme, care impresiona la vremea junioratului. Quintino, Lavco, venită de pe bancă, îi comunică centrului Darocea, indicația venită de la profesorul Costică Buceschi pentru combinația ce ar urma fi desenată la această acțiune. Lavco face pași. Astfel că strategia gândită pentru această acțiune de atac n-a putut fi pusă în practică. Ne apropiem de ultimele 5 minute ale primei reprize din CSM Târgu Jiu Handball Club Dunărea Brăila. Scorul este 6-12. Vă reamintesc că meciul contează pentru etapa 26-a. Atentă Șerban urmărește brațul jucătoarei. Mingea este sub supraveghere și Dunărea scapă fără gol la această fază. Darocea, Severin, efective complete pe teren. 6-12, sura minutul 25, CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila. Time-out solicitat acum și de profesorul Costică Buceschi. Spuneam că în weekendul trecut
pe Teraplast Arena s-au jucat meciurile din Final Four-ul Cupei României Răureni. În prima semifinală, CSM București a trecut de Dunărea Brăila 35-26. În semifinala a doua, după un joc reușit, CSM Târgu Jiu a produs surpriza emanând pe Gloria Bistrița a doua zi, în meciul pentru medalia de bronz. Handball Club Dunărea Brăila și-a dominat partenera de întrecere Gloria Bistrița, obținând o victorie la un scor liniștitor, 32-26, încununat această victorie și cu o prestație de foarte bună calitate a echipei pregătite de profesorii Costică Bucesi și Cristian Cezar Preda, astfel podiumul la Cupa României Răureni, 1 CSM București, 2 CSM Târgu Jiu, 3 Handball Club Dunărea Brăila, 4 Gloria Bistrița Năsăud. Va fi aruncare de la 7 metri. Cu acest ureu trofeu cucerit în Cupa României, CSM București a ajuns la 6, recordman rămâne Ulchim Râmnicu Vâlcea cu 13 ediții câștigate de Cupa României. Acum înscrie Franțielei Gomez la Rocea. Pușcaș, Climec, Pavlovici. Climec, Pușcaș. Pușcaș. Pavlovici. Climec. Pavlovic se înalță, aruncă, deviază acolo Maria Canaval, dar atentă Elena Șerban deviază mingea în afara terenului, evident aruncarea de la colțul terenului, încearcă o poltă acum Jessica Chintino, dar Ecaterina Ciuceva nu este portarul care să încerce așa ceva, recuperează Pavlovic, care înscrie. Încercase acolo Iulia Andrei să rezolve acțiunea, nu a reușit. În cele din urmă se închide pozitiv atacul CSM-ului din Târgu Jiu, minutul 27, CSM Târgu Jiu 7, Handball Club Dunărea Brăila 13. Lafco, Darocea, pătrunde și înscrie acolo pentru Dunărea acolo portarul 14. Dunărea pornea favorită incontestabil în acest duel cu CSM Târgu Jiu. Începutul, primele 2-3 minute au arătat că Dunărea nu a intrat suficient de concentrată în meci și permițând echipei gazdă să conducă pe tabelă. Apoi, treptat, Dunărea și-a revenit și a trecut la conducerea jocului, la conducerea ostilităților în teren, ceea ce a determinat avantajul scris acum pe tabel, diferență de 7 goluri. Darocea, Lafco. Lupei intră și a circulație, se înalță Lafco și înscrie. Carolina de Sousa intră pentru faza defensivă, ea cu Alexandra Severin se apără central acum, se încearcă o pasă la pivot cu Podeaua de către Angela Pușca și mingea a lovit piciorul apărătoarei Dunării și joc
reluat cu 9 metri de către echipa gazdă. Klimek, Puskás, Chiricuță, Puskás, Klimek se înalță și o nouă reușită spectaculoasă a Sabinei Klimek. Lavko, Quintino, Lavko, Severin, faci să fie acolo, ultimul minut al primei reprize. Sabine Klimek, Katarina Pavlovic, Angela Puskás. Klimek se înalță, mingea aruncată de ea nu găsește cadrul porții, atentă la recuperare Chiricuță, Puskás, încă 15 secunde din prima repriză, Chiricuță de una singură nu reușește, Pavlovic trimite în dreapta la Sabine Klimek, fața o găsește în postura de extremă dreapta și înscrie. Aici se încheie prima repriză, CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila, 9-15. Revenim cu partea a doua a jocului.
Ne pregătim de startul reprizei a doua aici în sala sporturilor din Târgu Jiu, în CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila. După prima repriză, scorul este 9-15, 6 goluri în față pentru Dunărea, care are și primul atac. Spuneam că la aceeași oră se joacă SCM Gloria Buzău, CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea, Handball Club Minaur Baia Mare. Ultimele jocuri din etapă, duminică 28 mai, CSM Slatina, Universitatea Craiova, CSM Gura Cisnădie, Gloria Bistrița Năsăud, Rapid București, Dacia Mioveni, Handball Club Zalău, CSM Galați. Acum primul gol în această repriză reușit de Elena Lavco. La Buzău, la pauză, Gloria 10, CSM București 12. Așa cum menționam în debutul comentariului, o victorie a Dunării la Târgu Jiu, legată de un succes normal al CSM-ului București la Buzău. Urcă echipa din Brăila pe locul 4 în clasament, grație avantajului victoriilor directe. Minutul 32 acum. Darocea la coordonare pe această acțiune de atac. Dunărea pierde această acțiune de atac, revine CSM Târgu Jiu cu șutul lui Chimec în poartă. La Dunărea a intrat Maisa Pessoa după o primă repriză foarte bună a Elenei Șerban. Darocea, Severin Păcundă, 7 metri apărare în semicerc. Elena Marica Bărcu în poarta echipei din Târgu Jiu. Elena Lavco, gol pentru Dunărea, al 17-lea în acest meci. Dacă terenul ostilitățile sunt conduse de Dunărea, tribuna este dominată de scandările inimoasei Galerii Brăilene. Lorența Ilie, au fost pași acolo. Thank you.
exagerată intervenția Elenei Marica Bercu și scorul rămâne în minutul 35. CSM Târgu Jiu Handball Club Dunărea Brăila 9-17. Foarte bine s-a insinuat acolo Florența Ilie din extrema dreaptă și primul gol în repriză vine minutul 36 pentru echipa din Târgu Jiu, e 10-17 acum. Darocea, Lafco și Severin în linia de 9 metri a echipei din Brăila. Corina Lupei primește și înscrie, spectaculos din extrema stângă. Echipa din Târgu Jiu a jucat finala Cupei României Râu-Reni după ce a eliminat surprinzător Gloria Bistrița. Surprinzătoare pentru multă lume această calificare atunci când a promovat. Aceasta este prima ediție cu participare în Liga Națională pentru echipa din Târgu Jiu, secție a clubului polisportiv CSM Târgu Jiu, club fondat în 2017. Acum pentru Târgu Jiu, spuneam că până în mai 2022 echipa din Târgu Jiu a jucat în divizie, a promovat și la promovare cu siguranță mulți se gândeau că echipa se va situa în zona de supraviețuire în Liga de elită a handbalului feminin românesc, zonă de baraj sau poate chiar o programare directă, dar sub bagheta lui Liviu Andrei, echipa a avut evoluții constant bune. Meciul, poziția în clasament înaintea meciului din această ultima etapă, locul al 10-lea cu 25 de meciuri, 8 victorii, 2 rezultate de egalitate, 15 înfrângeri, 26 de puncte înainte de acest ultim joc de ligă pentru echipa din Târgu Jiu. Și iată, nu numai că nu s-a poziționat pe locul de aruncare surprinzătoare și un gol frumos reușit de Sabine Climec pentru CSM Târgu Jiu, spuneam, echipa din Târgu Jiu a arătat în multe meciuri o prestație solidă, rezultatele pozitive, evoluțiile care au mulțumit publicul de aici din Târgu Jiu au fost încurunate prin această clasare pe locul al doilea la Cupa României, deci nu baraj, nu retrogradare directă, mai mult participare în EHF European League din toamnă pentru echipa din Târgu Jiu. Dunărea menține cadența în meci, cu toate că profesorul Costică Buceschi operează schimbări dese în formula de joc. Recuperaseră jucătoarele Dunării, dar se pare că a fost călcat semicercul acolo, se întoarce faza de atac pentru CSM Târgu Jiu. Climec, blocată de Severin. Gabrilă, Pușcaș, 9 metri.
12-10. Vă reamintesc la pauză, campioana României era în avantaj de 2 goluri, 12-10. Acestei acțiuni de atac a echipei din Târgu Jiu cu gol. Baș. Greșesc și jucătoarele echipei gazdă. Lafco, Daroce. Minutul 38 și la Buzău, Gloria CSV 13-17. Severin replică cu un gol superb, intervenția agresivă asupra ei de la faza anterioară. 13-21, 33 minuturi. Chiricuță, Pușcaș, atentă pe soa. Minutul 38, 18, 14, CSM. Vă reamintesc că podiumul Ligii Florilor, ediția 2022-2023, o cuprinde din El Costache, 2 minute, eliminarea Alexandra Gavrilă, CSM Târgu Jiu, deci CSM București, locul 1, campioana României, 2, Rapid București, 3, Gloria Bistrița, CSM Slatina și CSM Galați merg în divizia, iar la baraj Handball Club Zalău și Dacia Mioven, barajul pentru promovare în Liga Națională, se va desfășura la Mioven în perioada 2-4 iunie, la baraj echipele vor juca în turneu după sistemul fiecare cu fiecare. Joc întrerupt acum o jucătoare de la Târgu Jiu. Se află pe suprafața de joc, ea primește îngrijiri medicale, deci barajul pentru promovarea Liga Națională 2-4 iunie, gazdă Mioveni.
patru echipe participante. Cantal Plus Salău, Activ Prahova Ploiești, Dacia Mioveni și CSM Deva. De Liga Națională, Zalăul și Dacia Mioveni. Ca ocupantele locurilor 3 și 4 în noul final al diviziei participă Activ Prahova Ploiești și CSM Deva. Vă reamintesc că în urma turneului de promovare, turneului final al diviziei, au obținut dreptul de promovare directă. Ele înlocuiesc Latina și CSM București. Echipele CSM Corona Brașov și CSU Știința București. Multe lucruri calificate, o singură necunoscută în această ultimă etapă. Cine prinde locul 4, care trimite acea echipă pe care finalul de campionat o găsește pe poziția 4 în EHF European League, Gloria Buzău sau Handball Club Dunărea Brăila. Victoria Dunării la Brăila și înfrângere a Gloriei la Buzău fac ca drumul spre Europa să fie deschis Dunării Brăila. Mai este de jucat atât aici cât și la Buzău. Gloria Buzău, CSM București, minutul 40, scorul este 14-20, acum înscrie Tarocea. Aici zic eu lucrurile încep să se clarifice, Dunărea conduce la scor, minutul este 45. CSM Târgu Jiu, Handball Club Dunărea Brăila, 13-22. Se pare că meciul de la Buzău a început ceva mai târziu, după evoluția scorului, cred că sunt 4-5 minute. Acum aruncă Oana Bucă, blocat acolo de Canaval, care atentează forța cu care mingea se îndrepta spre poarta apărată de Aisa Pessoa. Rămâne la Borna 13 pe tabelă CSM Târgu Jiu. Mușcaș. Ambele grupări. Mingea rămâne la echipa din Târgu Jiu. Iulia Andrei, pivotul, reajocul, Oana Bucă, pătrunde, 7 metri, apărare în semicerc la Aneta Udriștoiu, arată arbitrul din Ploiești, Adrian Vasile. Cuplul de astăzi, Minel Costache, București, Adrian Vasile din Ploiești, la meciul de la Târgu Jiu. Victor Sighicea din Rămnicu Vâlcea este observatorul. Pușca și o împinge pe Maisa Pessoa de la 7 metri și Dunărea reia atacul. La pătrunderea centrului Dunării. Irosesc acțiunea de atac și jucătoarele echipei gazdă.
Intră și cel de-al treilea portar, Cristina Popovici, la CSM Târgu Jiu, care la prima acțiune cu ea poartă, prima acțiune a Dunării cu ea poartă, își face simțită prezența, iar acum Sabine Climec concluzionează pozitiv acțiunea de atac a echipei gazdă, CSM Târgu Jiu, Carval Club Dunărea Brăila, 15 la 22. Minutul 49. Dacă aici la Târgu Jiu intrăm în curând de nou ultimele 10 minute și Dunărea conduce cu 7 goluri, la Buzău mai sunt 15 minute de jucat, Gloria 17, CSM București 22. Ambele părți și asistăm la un time-out solicitat de CSM Târgu Jiu. Pentru a asculta inimoasa galerie venită de la Brăila să-și încurajeze favoritele. Superb efortul lor de-a lungul întregului campionat, de asemenea publicul prezent în polivalentă meci de meci, umplând aproape sala din Brăila, a contribuit fără îndoială într-o măsură foarte mare la rezultatele obținute de Dunărea în acest campionat, cu adevărat al 8-lea jucător, fiind cunoscător al fenomenului handbalistic, publicul brăilean a știut când să intervină în momentele mai puțin reușite ale favoritelor, ridicând cumva starea de spirit. De asemenea, când spectacolul era în arenă, exploziile de bucurie s-au făcut simțite din tribună. Oana Bucă aruncă peste poartă. Minutul 48, 18-23, Gloria Buzău, CSM București, aici Dunărea înscrie al 24-lea gol în minutul 43,
53, mă scuzați. Sabine Climec la coordonare. Valentina Trică în Inter dreapta, Oana Bucă Inter stânga. Mădălina Ceadănic-Pal este extrema stângă, jucătoarea cu numărul 30, acum pe pătrundere, greșește pasa către Climec. Cristina Boian înscrie pentru CSM Târgu Jiu. Astăzi Dunărea încheie o nouă participare, 18-a, fără întrerupe, Liga Națională, acolo unde au urcat în 2005, cele 18 prezențe primului șaun fotbalistic feminin românesc. Au adus în vitrina clubului două medalii de bronz, 2009-2014, o medalie de argint în 2017, iar în ceea ce privește Cupa României, Dunărea a adunat două medalii de bronz în 2018 și cealaltă la ediția din acest an. Această perioadă cu rezultate deosebite înregistrate în plan intern a consemnat și participări în cupele europene, punctă mai în semifinală de Challenge Cup ca vârf de rezultat în 2008 și sferturile atinse în EHF European League în 2021. E time-out acum aici la Târgu Jiu. Revin la ediția 2022-2023 a Ligii Naționale, care se încheie astăzi și pentru Dunărea, privind retrospectiv, pot spune că evoluția echipei brăilene ne-a arătat că handbalul poate fi un triumf al improbabilului și un miracol al neașteptatului. Astfel, s-a început sezonul cu un egal circumflect la Cisnădie. Au alternat victoriile entuziasmate acasă, Craiova, Galați, Mioveni, cu înfrângeri dureroase în deplasare, Vâlcea, Baia Mare, Bistrița. Au fost și eșecurile amare de la CSM București și Rapid, îndulcite apoi cu recitalurile din polivalență în fața gloriei Buzău, campionat și cupă. A urmat seria de 10 meciuri fără înfrângere, campionat plus cupă pentru Dunărea. Aturile, organizarea defensivă, determinarea, sacrificiul, inspirația. La aceste puncte, Dunărea a fost ireproșabilă. A căzut ca un trăsnet, apoi înfrângerea din polivalentă cu Gloria Bistrița. Am zis cu toții atunci, ca experție în fotbal, n-a fost să fie. Dunărea s-a răzbunat apoi pe Slatina. Valoarea așezată pe obrazul Dunării, la trecerea în viteză prin polivalenta CSM-ului și Rapidului, handbalistele au estompat-o cu victoriile colorate prin spectacol la Mioveni și Buzău. Aventura Dunării se încheie, spuneam, astăzi în Liga Națională 2022-2023, acasă la Brâncuș, la Târgu Jiu. În meciul cu echipa gazdă CSM ne găsim în minutul 55. 17 CSM Târgu Jiu, 26 Handball Club Dunărea. Și o dorință departe de ceea ce unele jucătoare arată pe final de sezon, chiar dacă este ultimul meci. Purtătoarea de golul cu numărul 99 de la CSM Târgu Jiu, Sabine Climec, a arătat ardoare, dorință, voință și a reușit prin execuții spectaculoase să așeze goluri pe tabelă. Acum faultat Aneta Udriștoiu de către Valentina Trică și jucătoarea din Târgu Jiu
pe bancă. Pentru 2 minute. Avem un time-out solicitat de Costică Buceschi. Cifrele dintotdeauna au jucat un rol major în argumentelor dezbateri. Intenția rea ori dibăcia pot face prin acest mijloc să manipuleze serios. În funcție de ce vrei să demonstrezi, așezi lumina doar pe o latură și ignori total contextul sau o parte a lui. Concluziile mele, Dunărea a arătat mult mai bine decât în ultimii 5 ani, revine lângă podiumul Ligii Naționale. După 5 sezoane de la locul al doilea, a obținut perioada în care s-a plimbat între locurile 7 și 9. M-ar contrazice unii cu o clasare pe 5 în 2020, dar în acel an ierarhia a fost virusată de pandemie și liga s-a întrerupt. Au fost în acest sezon mai multe momentele de magie decât cele de tristețe, pentru că Dunărea a arătat valoare, inteligență, care pedigree. Dunărea a jucat cu suflet, cu dragoste pentru public, dar știm cu toții că dragostea e orice, dar nu obiectivă. Cifrele însă sunt. Dunărea Brăila a pierdut de 8 ori în 26 de etape. A fost învinsă de câte 2 ori în campionat, doar de cele 3 echipe care au terminat în față. Campioana CSM, vicecampioana Rapid și medaliata cu bronz Bistrița. A cedat încă de 2 ori la alte echipe, o singură înfrângere deci în fața lui SCMR Unicu Vâlcea și Minaur Baia Mare. Eu zic că e bine, iar viitorul, dacă ținem linia sub toate aspectele, va arăta și mai bine. Am intrat în ultimul minut.
26, Gloria Buzău 21, CSM București 25. O secundă rămasă de joc. Dunărea se impune aici la Târgu Jiu și în acest moment este pe locul 4 de Europa. Mai rămân 3 minute la Buzău de jucat, Gloria 21, CSM București 26. Sezon bun, felicitări Dunărea pentru ceea ce ai oferit în acest sezon publicului brăilean. Aici se încheie transmisiunea în direct. Până la următoarea întâlnire, s-auzim numai de bine!